Sau, după cum și-a amintit un membru al comitetului, se temea că adevărul va arunca în aer biserica. Conceptul necesității de a reglementa șabatul săptămânal prin ciclurile lunare a fost cunoscut foarte devreme în cadrul adventismului. O aluzie la idee poate fi găsită încă din 1850, cu 13 ani înainte, ca Biserica Adventistă de ziua a șaptea înființată oficial în 1863. În acel an, Sylvester Bliss, un pionier adventist și unul dintre liderii mișcării milerite anterioare, a publicat o carte intitulată Analiza cronologiei sacre. În declarația sa de deschidere, Bliss, Bliss a declarat Timpul este măsurat prin mișcare. Oscilația pendulului unui ceas marchează secunde. Revoluțiile Pământului marchează zile și ani. Cea mai timpurie măsură a timpului este ziua. Durata sa este indicată izbitor de contrastul marcat și succesiunea luminii și întunericului. Fiind o împărțire naturală a timpului, este foarte simplă și este convenabilă pentru cronologia evenimentelor într-o perioadă limitată. Săptămâna, o altă măsură primordială, nu este o măsură naturală a timpului, așa cum au presupus unii astronomi și cronologi, indicat de fazele sau sferturile lunii. Ea a fost creată prin numirea divină la creație, șase zile de muncă și una de odihnă fiind stabilite cu înțelepciune pentru bunăstarea fizică și spirituală a omului. Această presupunere că săptămâna este singura unitate de măsurare a timpului care nu este legată de nimic din natură, a fost repetată de Andrews în volumul său important History of Shabbat and First Day of the Week publicat de Review and Herald Publishing Association în 1887, unde a citat declarația de mai sus a lui Bliss. Pentru ca aceste declarații să fie publicate, ar părea să indice că a existat o agitație suficient de mare a subiectului încât autorii au simțit nevoia să abordeze problema foarte pe scurt. Cam în aceeași perioadă, Alonso T. s-a scris o respingere usturătoare a conceptului, așa cum a fost prezentat de un ministru care respectă Duminica. Din păcate, răspunsul său a fost mai degrabă un atac pasional decât o respingere bine rațională, logică, care abordează diferitele dovezi care susțin conceptul. Din știrea autorului nu există nicio dovadă că Ellen White ar fi fost implicată în vreo discuție asupra subiectului sau chiar ar fi fost conștientă de aceasta. Cu toate acestea, în spiritul profeției, cum sunt cunoscute scrierele Elenei White, adventiștilor de ziua șaptea, se fac numeroase declarații care susțin calculul lunii solar al timpului. Câteva exemple includ recunoașterea faptului că crucificarea a avut loc la Pesach a șasea zi a săptămânii și a 14 -a zi a lunii lunare, confirmarea că Pesahul a fost sărbătorit la nivel național în noaptea în care Iahușua s-a odihnit în mormântul lui Iosif, recunoașterea legăturii ploii târzii cu recoltate ors de primăvară de la începutul anului. Este adevărat că în scrierile ei este Există unele referințe la vineri și sâmbătă, dar o astfel de terminologie nu poate fi găsită în scriptură. În plus, este documentat istoric faptul că săptămâna planetară de șapte zile folosită astăzi nu a intrat în calendarul iulian decât după moartea lui Yahushua. În ciuda înțelegerii clare pe care mileriții au avut-o cu privire la fundația lunii solară pentru o zi de ispășire de 22 octombrie, tânăra Biserica Adventistă de ziua a a uitat repede temelia solidă pe care fusese construită această doctrină distinctă. Abia 50 de ani mai târziu, dovezile sugerează cândva în anii 1890, un tânăr ministru pe nume J.H. Wertz, Huertz a fost șocat să afle prin profesorii săi de ebraică, rabinii, că 22 octombrie nu fusese Ion Kipun în 1844, ci potrivit acestora 23 septembrie. Huertz a văzut imediat ramificațiile a ceea ce descoperise. Dacă 22 octombrie nu a fost într-adevăr ziua ispășirii pentru 1844, ea a deschis biserica pentru atacul detractatorilor săi în mai multe puncte. An mai târziu, într-o scrisoare către Leroy Frum, din 29 iunie 1945, Wertz a amintit, în contact cu rabinii evrei, profesorii mei de ebraică, am descoperit că mulți ani, cu mulți ani în urmă, din înregistrările lor ebraice, că ziua evrească rabinica a ispășirii în 1844 a, a căzut luni 23 septembrie. M-am hotărât apoi să fac o investigație atentă asupra acestui punct important. Datorită cunoștințelor mele cu dr. Eichelberger de la Observatorul Naval al Statelor Unite, Washington DC, am avut acces la orice înregistrare astronomică de la observator. Prin aceste înregistrări astronomice am descoperit și elaborat faptele biblice, cronologice, calendaristice, astronomice, referitoare la 457 înainte de Hristos, 27 anul Domnului și 31 anul Domnului și 22 octombrie 1844 anul Domnului și am constatat că toate acele date importante din marea controversă erau chiar corecte la zi. Cercetările sale meticuloase au culminat în cele din urmă cu un manuscris de 283 de pagini. Știind de asemenea că mai devreme sau mai târziu adversarii noștri ne vor provoca cu toate aceste date importante, Wersa a început în 1932 să facă apel la diversi oficiali ai conferinței generale pentru ca biserica să conducă o investigație oficială asupra subiectului, Eforturile sale par să fi avut un succes redus timp de șase ani.